Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității din Pitești este în perioada 19-21 septembrie gazda profesorilor și antrenorilor din întreaga țară cu specializare în handbal și care activează la nivelul juniorilor. Pe parcursul a 3 zile aceștia vor participa la cursuri de perfecționare susținute de profesori universitari și reprezentanți ai Federației Române de Handbal. Deschiderea oficială a avut loc astăzi, iar cuvântul de început l-a avut președintele Federației, Cristian Gațu. După nu știu cât timp reușim să ne adunăm într-un curs de perfecționare. Cursurile de perfecționare au ca scop prezentarea ultimelor noutăți din domeniul nutriției, pregătirii fizice, criteriilor psihologice privind selecția în acest sport și medicației în handbalul modern la nivelul juniorilor. Și acum 2 luni de zile am supus Consiliul de Administrație și s-a aprobat înființarea unei școli de perfecționare profesională a Federației Române de Handbal, care are drept scop reciclarea, hai să nu spunem reciclare, ci implementarea unor metode noi în handbalul românesc, în toate structurile din handbalul românesc. Trebuie să ne respectăm între noi, efortul antrenorilor trebuie respectat de arbitrii, efortul arbitrilor trebuie respectat de antrenori și așa mai departe. Deci, fără intervenții, fără aprecieri negative în timpul jocului la adresa arbitrilor, a observatorilor și așa mai departe. Și s-a înțeles că anul acesta suntem dispuși să luăm niște măsuri mai aproape de ce prevede regulamentele, în așa fel încât să eliminăm pe cei care nu vor să înțeleagă că handbalul se joacă pe teren și nu în afara terenului de joc. Cursurile organizate la Pitești reprezintă o colaborare între Federația Română de Handbal, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret. La cursuri au fost prezenți doar 100 de profesori și antrenori, sub așteptările reprezentanților federației. La deschiderea oficială au fost prezenți și Bogdan Macovei, șeful Centrului de Perfecționare al Antrenorilor, Viorel Păunescu, inspector general din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, și Gheorghe Goran, director al Școlii de Antrenori ai Federației Române de Handbal.